Bună dimineața! Astăzi facem o trecere în revistă unor fapte istorice și a celor generate de tehnologii. Pe final de rubrică vă spun ce zile sunt marcate astăzi la nivel internațional. Așadar, să începem! În anul 1911, ramura principală a bibliotecii publice din orașul New York era deschisă în mod oficial. Construirea clădirii a costat 9 milioane de dolari și la acel moment a fost cea mai mare structură de marmură din SUA. Colecția ei includea peste 1 milion de volume. În prezent, biblioteca publică din New York are aproape 53 de milioane de obiecte și este a doua cea mai mare bibliotecă publică din Statele Unite. În această zi, în anul 1929, este lansată prima animație Mickey Mouse cu sunet, Copilul Carnavalului. Deși primul desen animat sonor este Steamboat Willie, atunci Mickey Mouse nu rostea încă niciun cuvânt. Începând de atunci, Walt Disney îi va împrumuta propria voce lui Mickey Mouse pentru următorii 20 de ani. Pentru crearea lui Mickey Mouse, Walt Disney a primit un Oscar în 1932. Până în prezent, personajul a apărut în peste 120 de animații diferite și este singurul personaj de desene animate care are o stea pe bulevardul celebrităților de la Hollywood. Pe 23 mai 1949, Consiliul Parlamentului Vest-German se întrunea și declara în mod oficial formarea Republicii Federale Germane. În 1990, teritoriul fostei Republicii Democratice Germane a fost oficial încorporat în Republica Federală Germania, iar astăzi Germania este cea mai importantă putere economică a Europei și una dintre țările cele mai industrializate din lume. Tot la această dată, în anul 1999, americanul Gary Bloch, la vârsta de 81 de ani, devine cel mai în vârstă alpinist care a escaladat versantul El Capitan din munții Yosemite. El și-a doborât propriul record stabilit în 1986, pe când avea 68 de ani. Atât pentru această ediție, o duminică minunată să aveți! La revedere!